Bine v-am regăsit, dragi prieteni ai revistei Psihologii. Suntem în căutarea stării de bine și o avem astăzi alături de noi pe Nelly și pe Adina. Bună ziua! Bună ziua, bine v-am găsit! Bine ați venit! Vom discuta astăzi despre frumusețe și titlul emisiunii este Oglindă, oglinjoară, cine are cel mai frumos selfie din țară. Trăim într-o epocă digitală, într-o perioadă în care punem accentul pe selfie-uri perfecte, în care social media pune o presiune fantastică asupra psihicului nostru, asupra femeilor, cu privire la modul în care arătăm. Și aș vrea, pentru început, să vă întreb cam care este modelul care se promovează? Ce tip de frumusețe ar trebui să avem ca noi să fim bine, să ne simțim bine cu noi? Bineînțeles, e o glumă. Nel. Zic eu? Păi eu aș zice așa că nu e un singur model care se promovează. Am depistat cam două, cât mă uit eu pe toate rețelele de socializare, în stânga, în dreapta, la clientele mele, ce aud din informațiile acumulate. Asta pe de o parte și pe de altă parte este cu totul și cu totul altceva ce avem de făcut noi personal pentru această stare de bine, cum i-ai spus tu, care este o titulatură foarte, foarte amplă, complexă, cuprinde foarte multe elemente. Deci din ce văd eu, ce vedem pe mass media, sunt aceste femei care vor să ajungă la perfecțiunea umană în ideea de frumusețe, începând de la imaginea amplă, de la îmbrăcăminte, după ultimul top model, încălțăminte, bijuterii, coafiură, machiaj, mergând până la aceste intervenții dermatocosmetice care ocupă un loc foarte important în mass media. Nu știu dacă în viața femeilor, dacă ieșim pe stradă, dacă facem un interviu, știu eu, colo-colo, nu cred că găsim foarte multe femei adepte pentru așa ceva. Dar când te uiți pe mass media, zici că, adică eu nu mi-am făcut, cum adică ele și-au făcut și eu nu? Să-mi fac. Deci cam ăsta ar fi un stereotip care ni se impune de către mass media, pe de o parte. Pe de altă parte, văd că foarte multă lume, și când zic lume, văd oameni tineri care caută autenticul în om, în femeie, caută frumosul, caută esența și sunt extraordinar de bine informați cu literatură de specialitate, cu documente științifice și vin cu ideea, omule, simte-te tu, fii tu Nelly, fii tu Adina, fii tu Nelly, ceea ce este cel mai important, eu așa cred. Am riduri, sunt ale mele, aici e bucuria mea, aici e plânsul meu, aici e prima îndrăgosteală, aici e primul tot. E musai, știu eu, arăt, nu sunt mulțumită de o corectură, dar corectura aia să se facă conform personalității tale. Să se țină cont, pentru că cine face această medicină estetică, eu zic că trebuie să fie un sculptor de gen Michelangelo, să zic așa. Da? Să țină cont de tine, de trăsăturile ta, de personalitatea ta. Mi s-a întâmplat de două ori, e adevărat, să văd două cliente care au fost trecute prin bisturiu și nu mi-am dat seama. Arătau foarte bine și nu mi-am dat seama. Și m-am uitat, păstrată linia orizontală, păstrat pometele și, mă rog, etc. Deci eu asta văd acum, că sunt două lumi paralele de modele în materie de frumusețe, în materie de stereotip, cum le-ai zis tu. Dar apropo de acest lucru că au urmat linia, practic au păstrat din autenticul și din originalitatea persoanei respective. Sunt totuși și persoane care se duc în extrema cealaltă, da? Dacă aveau buzele foarte subțiri, se duc să își facă buzele foarte, foarte groase. De ce? De unde pleacă nevoia asta? Asta pentru că mass media ne promovează un anumit tip de buze, un anumit volum al sânilor, sau pentru că este o nemulțumire interioară a omenilor? Cred că și după părerea mea. Nu? Într-adevăr, confirm și susțin întru totul ce le spuse anterior. Cu siguranță schimbările majore, radicale și care duc într-o
extremă a trăsăturilor noastre fizice înnăscute, hai să spunem, a frumuseții noastre naturale, pentru că ar fi de neconceput ca eu sau altcineva să spun eu despre altcineva că este o persoană urâtă, așadar îmi place să spun că avem cu toți o frumusețe înnăscută, ascund anumite nemulțumiri sufletești, anumite tristețe, anumite perioade ale vieții mai dificile prin care persoana potrivită poate a trecut, o lipsă de iubire sau de recunoaștere din sânul familiei din care acea persoană poate a plecat, o lipsă de afecțiune, și atunci există într-adevăr la multe persoane această nevoie exacerbată de multe ori de a se înfrumuseța pe premiza: dacă măcar asta n-am avut parte, iubire, părinți, educație, bani, poate pentru unele persoane, știu eu, studii sau alte lucruri, măcar să fiu frumos sau frumoasă. Împreună cu acest aspect, în paralel, într-adevăr, în ziua de astăzi, se promovează foarte mult frumusețea fizică contrafăcută, ca un paradis iluzoriu al unui model fizic la care noi ar trebui să ajungem, cu siguranță foarte mult promovat de media. Susțin cele spuse anterior legat de retușuri. Poate într-adevăr este nevoie. Te face să te simți mai bine. Ai o cicatrice, o operație, ceva, poate cu vârsta, simți nevoia să ascunzi chiar și o tristețe sau anumite probleme ale pielii, așa. Însă tot ce merge într-o extremă denotă un gol interior care cu siguranță s-a creat în timp și el se va adânci odată cu această investiție numai în partea fizică. Deci, practic, mass media reușește acolo unde există o carență emoțională, da? Că altfel n-ar avea cum să mă impacteze pe mine foarte mult decât dacă eu în spate aș avea nevoie să umplu niște goluri. Sigur că da, este o nevoie urmată de business. Această naturalețe despre care vorbați, uite, Nelly, încă te-am auzit acum foarte mulți ani, pentru prima dată, cred că tu ai fost prima persoană pe care am întâlnit-o din zona asta de îngrijire cosmetică. Mama mea mi-a transmis așa de mică un principiu: măi, să nu te machiezi, ai grijă la... Toate mamele făceau așa, da, nu numai mama ta. Dar oricum ideea este că mie chiar mi-a insuflat lucrul acesta și asta mi-a plăcut, că tu și lucrezi, de exemplu, și cu produsele cu care lucrezi sunt naturale, sau cel puțin când lucram cu tine. Aș vrea să știu... Este ceva în momentul de față în mass media care să pună accent pe naturalețe, până la urmă, noi de când ne știm ca și omenire am fost în contact cu natura, adică resursele de acolo ni le luam. Acum și imaginea parcă devine de plastic și toate produsele pe care le folosim nu își pierd din proprietățile inițiale care au legătură cu natura. Cum este ceva ca și informație care totuși ne ajută să ne întoarcem la această naturalețe? Ați remarcat-o? Mai pe aici, pe acolo. Și asta ține de oamenii respectivi care reprezintă un brand sau, ce știu, o societate de televiziune sau un ziar, ține foarte mult de omul respectiv. Și am remarcat și femei și bărbați, și mi-au dat impresia unor oameni frumoși și pe afară și prinăuntru, echilibrați, da? Cu armonie, și care pledează pentru autentic, pentru frumos, pentru echilibru, da, fă-ți, dar într-o anumită măsură. Deci, până la urmă, am vorbat și despre o valoare interioară și... În primul rând. Uh-huh. Fiecare dintre noi suntem un univers, da? Și când ne naștem, n-are timp nici moașa, nici mama, nici asistenta să ne bage acolo un stic ceva, ca să avem încredere în noi și să ne dezvoltăm această idee de oameni frumoși, compleți. Noi cred că așa ne naștem, și frumoși și compleți. Ne pierdem în societate, ne pierdem unii cu alții. Ăla are, eu n-am, e așa făcut, eu nu mi-am făcut, eu nu pot. Ea are Porsche, eu am Dacia, și altele, da? Și cred că despre asta e vorba, și citesc multe materiale în care se vorbește
despre acest autocontrol interior, autocunoaștere, descoperirea acestei frumuseți. Ca spunea, eu de când de mică am căutat, am zis, toată lumea m-a întrebat ce vrei să te faci, nu știu, ceva frumos, ceva frumos, frumos. Și viața m-a adus să mă ocup de frumos. Uite, mi-am și scris cartea, povestea meseriei mele, Vis de frumos. Da? E o poveste, e frumoasă, e scrisă fiind împinsă de la spate de o doamnă care a fost lângă mine de când am intrat în ale meseriei și a zis, tu trebuie să scrii o carte, pentru că pentru foarte, zice ea, eu las modestia la o parte acum, poți să fii un model. Nu știu dacă sunt un model, dar cine a pus-o, cine a citit-o, le-a plăcut. Deci vă recomand. Vor mai veni și altele cu din experiența mea, din tehnica mea abordată, din faptul că pledez pentru păstrarea ideii de cosmetică clasică românească, care este foarte ok, foarte bine, ea a cuprins toată Europa, ba mai mult și lumea. Știți și voi că o grămadă de cosmeticiene care sunt plecate în toată lumea sunt o mare căutare, pentru că folosesc această bază de cosmetică. Dar hai să nu mă îndepărtez. Deci, ideea de frumos, de copil, eu când auzeam, aia e urât, ăla e urât, am zis, nu e urât, uite, are așa, dar are ceva frumos. Nu există oameni urâți, există oameni care nu se cunosc. Și cum spunea și Adam, fiecare, toți acumulăm tot felul de frustrări, de mici prostioare cu ghilimelele de rigoare și care ne împing în viață. Da, am bani, mă duc și îmi fac lifting, îmi fac liposupție, compensez, nu compensez nimic. Vine o vârstă când le cântărești și vezi că investiția aia, mai ales când vezi că liftingul ăla se lasă, Porsche-le s-a stricat și el și atunci izvorul, tot ce este adevărat, autentic, este în noi. Da? Nu știu dacă mă fac înțeleasă. Da? Deci eu la toate chestiile astea am ajuns prin prisma clientelor mele care mi-au trecut și mai îmi trec și acum prin mâini, prin pat. Ele spun ce nu spui la popă, ce nu spui la doctor, îți spune un pat la tine. Da? Da, este graniță cu, ca asta îi spuneam și m-am dus și eu la psihologie, mi-am făcut un cadou când am făcut un calup de ani, 60 de ani, zic, ce să-mi iau parfumuri, creme, am păpuși, nu mai îmi cumpăr. Și aveam visul din urmă de așa, zic, psihologie, dau telefon la o facultate și aia zice, da, ce vreți să vă înscrieți, băiatul, fata, niciun băiat, nicio fată, zic, pe mine vreau să mă înscriu, se poate. Da, doamnă, nu ai limită de vârstă. Și m-am dus până în anul 3. Mi-a plăcut extraordinar de mult. Nu eram cea mai age din grupă. Eram cea mai age. Mai erau o tipă de 40 și unul de 50. Dar unul din profesori la un moment dat ne-a spus, de când predau eu aici, cea mai age studenta mea a fost o bunică de 83 de ani. Și uite acolo stătea. Și eu am făcut ochii mari, că încă nu eram bunică. M-a făcut fiimea după. Și am întrebat-o, de ce ai venit, bunicuțo? La ce îți folosești? La nimic. Și atunci de ce ai venit? Pentru că copiii mei, fata și generele meu, au plecat la niște posturi importante în lume și mi-au lăsat doi dragi de nepoți. Și vreau să știu și eu în ziua de astăzi cum se cresc, dacă se bat, cum se bat. Și a fost extraordinară bătrânica. Da? Spunea profesorul, venea, îi dădeam cărți, literatură de specialitate, citea, sublinia, scotea de acolo și a zis, vreau să-i cresc, să-i învăț să aibă încredere în ei, apropo de treaba asta. Chiar asta vă urma să te întreb, între a te simți frumos și a te simți plin de încredere, unde este diferența și când se simt oamenii frumoși? Se simt oamenii frumoși? Pot își spun oamenii despre ei că sunt frumoși? Da, unii oameni își spun în mod natural că sunt frumoși și ca să fiu sinceră, cei mai mulți dintre ei au învățat în familie, prin apropierea intimă cu părinții lor, printr-un dialog intim, o comunicare deschisă, încurajări permanente că ce să facem, venim cu foarte mult bagaj emoțional și cei 7 ani de acasă din familie sau din partea celor care ne-au crescut, care ne-au stat aproape. Însă persoanele care au carențe în a-și vedea frumusețea chiar și interioară, da, inclusiv cea exterioară,
ajung la un moment dat să-și dorească să învețe. Nu toată lumea, la un moment dat, poate după ce au exagerat cu partea materială, poate după ce au exagerat cu operațiile, poate inspirații de cineva, împiși de la spate, uite, ne ajută asemenea emisiuni în care să mai deschidem un pic porțile către izvorul înțelepciunii, care uite de unde vine, deci asta înseamnă frumusețe reală, raw, vegană, știți, naturală, de la mama ei, deci frumusețea vine din mai multe surse, din mai multe direcții și exact cum spunea și Confucius, că există o frumusețe în orice lucru, dar nu oricine o poate vedea. Și atunci uite cum ne inspirăm reciproc. Chiar și această întâlnire este una frumoasă. Și atunci ne întrebăm, da, cum aș putea să fac să învăț sau de la cine aș putea să învăț, chiar și acolo unde este ceva greu sau trist sau urât, am trecut prin pandemie, să vedem ceva frumos. Chiar și într-un fizic cu defecte. Dom'le, m-a spus doamna Nelly mai devreme, sunt defectele mele, dar poate nu sunt defecte. Întrebarea este cine mi-a spus că sunt defecte. Și aici ajungem la comparația cu mass media, modelele din reviste, make-up-ul perfect, înălțimea perfectă, promovată, greutatea, talia, bustul, eu știu, sunt marketing, este imagine promovată pentru anumite interese. Unul singur material. Material, da. Clar că asta este material. Au apărut foarte multe branduri în ultimele decenii. Nu este nici rău, nu este nici bine, dar punctez și întărești ceea ce a spus doamna Nelly mai devreme. Dacă te cunoști foarte bine, asta se face în timp, bineînțeles, dacă îți dorești să te cunoști, devii autentic, creezi o relație de încredere și de iubire, să spunem, deși a devenit așa un subiect, o dulcegărie să tot vorbești despre iubirea de sine, dar este o realitate, nu te mai pot influența factorii externi atât de ușor, precum un machiaj sau o operație exagerată sau părerea cuiva că tu ar trebui să-ți faci un lifting sau tu ar trebui să-ți mărești buzele, să nu te mai recunoaștem. Totul cu măsură. Iar această măsură, din punctul meu de vedere, acest echilibru, este format din cele două lumi, cele două universuri, da, suntem un univers, dar cele două, intern și extern, aduse împreună cumva, dacă vrei, calea o găsești. Foarte frumos. Mulțumesc foarte... asemenea. Da. Asta mi-amintește cu cele două, mi-amintește de când sunt anumite femei care fizic au niște trăsături foarte interesante, frumoase, armonioase și în interior le vezi cât de agitate sunt, cât de nervoase și atunci îți vine să respingi ambele laturi și partea fizică și partea interioară, deși noi știm că acolo se ascund multe traume. Aia trebuie să învățăm și spuneai că iubirea de sine un termen nu, trebuie să fie un slogan scris pe peste tot. A te iubi pe tine este o slăvești universul, creația, da? Că de aici vine și încrederea în tine și creativitate și frumusețe și tot. Da. Nu iubirea egoistă și sau narcisistă. Acceptarea de sine. Acceptarea de sine, da. Și iubirea, deschiderea spre lumină, spre frumos, spre zâmbet, spre oameni. Eu am avut pe parcursul activității mele, când mă uit în urmă, mă ia amețeala, așa, nu știu când a trecut, parcă am văzut un film, un serial. O mână de doamne, pe care eu le-am preluat pe la 40-45 de ani, vârsta lor. Eu aveam 21. Atunci intram în viața de cosmetician. Mi le-au făcut cadou două doamne ale cosmeticii românești care plecau definitiv din țară pe vremea lui Ceaușescu. Se pleca foarte greu. Ani de zile au așteptat. Una a plecat la Paris și una la München. Eu am făcut practică la ele și m-au plăcut foarte mult, foarte mult. Chiar nu aveam încredere în mine. Și am zis, fetițo, vei face treabă. Și peste an, când am văzut că mi iese treaba, zic, ia uite, Olga și Natalița, cum au crezut în mine. Și aceste doamne preluate de la ele, le-am dus până, pe unele le-am condus la ceruri. Cu o disciplină, dar nu de asta încorsetată, firească, să se îngrijească, să vină lunar la cosmetică, să se dea cu cremă. Chiar mă frapau, nu că mă enervau. Una mi-a și zis, dragă, zice, la ora asta am venit la tine, după aia mă duc la coafor, după aia mă duc la manipedi și pe urmă fac piața și mă duc acasă, fac de mâncat. Eu mă gândeam, zic, ce scripturai, că e asta, zic, ce ține la ea. Pe mine mama m-a învățat invers.
faci casa, bărbatul, copiii, casa și tu la miezul nopții, dacă îți mai rămâne timp, îți pui trei mațe și un pic de cremă. Și doamna asta a avut așa un fler când a venit data următoare, zice, fii atent, vreau să vorbesc cu tine, mie îmi place extraordinar ce faci și cu mierea ta merge nemaipomenit. Dar te-am văzut că te-ai strâns, ești de mentalitate veche. Era încă înainte de 90, doamna asta, când mi-a zis. Draga mea, dacă tu nu te iubești pe tine, tu trebuie să fii pe primul loc, tu. După aia bărbatul, după aia copii, după aia bărbatul și după aia restul lumii. Dacă tu nu ești, n-ai grijă de tine. Nu are nimeni. Încearcă să fie așa și ai să vezi cum te simți la tine acasă împărătească. N-am să uit pe această doamnă pe care, de ultima dată când a venit la mine, abia a dus soțul pe scări și ea a zis, ce fericită sunt, doamna Nelly. În toată viața ei mi-a spus doamna Nelly, deși era mai mare și decât mama mea. Și a zis că am ajuns la tine, iar bărbatul a zis, pe mine m-ați terminat, e dependent de dumneavoastră, doamna Nelly. Ea nu era dependentă de ideea de frumos, de a se îngriji. Și mă uitam pe fața ei, îmbătrânise, dar îmbătrânise frumos, cu riduri frumoase, cu teleangectazii, cu riduri deasupra buzelor, dar era o femeie frumoasă, nu era o babă smochinită, cum ar fi una care nu se iubește pe ea, care bârfește, care nu se îngrijește. Mai sunt și de-astea smochinite care au bani și se duc și se taie și își fac degeaba. Poți să zici așa, nu, când le vezi. Pentru că ai dat exemplul acesta, aș vrea să vă invit acum să vă gândiți la un model. Un model de femeie pe care voi o simțiți și o priviți ca pe o femeie frumoasă. Uite, eu mă duc la astea de la Hollywood, la Meryl Streep. Pentru mine este un model. Și dacă stau să mă gândesc, ai ceva din am văzut când am plinit 70 de ani și a primit, s-a serbat frumos, simplu, și a fost întrebată, ți-ai făcut? Nu mi-am făcut și o să-ți faci, nu știu dacă o să-mi fac. Mă uit în pozele ei și pot să disting dacă e photoshopată sau nu. Poate dacă și-a făcut ceva foarte simplu, că îți faci o injecție cu acid hialuronic, că-ți faci... E ca și când te dau o cremă anume, nu e... Da, nu este, se îndreaptă un pic linia și se luminează fața. Iar alta pe care o plac parțial, că mi se pare că e foarte drăcoasă după părerea. Asta, când scapă numele, o știți și voi. Am vorbit-o de rău, i-am uitat numele. Aia cu nasul așa coroiat și cu ochii abia. Da. Eu acum am problemă cu numele. Dar e și cântăreață. Care și cântăreață. Da. Și care este o urâtă frumoasă. Barbara Streisand. Care este o urâtă frumoasă. Dar e superbă, mă fascinează când mă uit la ea. Mm-hmm. Uite, și la noi sunt o grămadă. Oana Pelea, de exemplu, mie Oana Pelea îmi place foarte mult. Știu o poveste despre ea de la... scriitor, a venit în vizită la noi și a zis, măi, zice, m-am dus la Pelea acasă, la Amza Pelea, că aveam de luat ceva, și zice, băi, nu pot să, nu-mi vine să credeți, era în biroul lui și deasupra, cât biroul era fata lor, îi se vedea capul și niște ochi de o expresivitate cum n-am văzut în viața mea. Eu am reținut treaba asta, au trecut ani, Amza a dispărut, a apărut Oana. Și într-adevăr, dacă vă uitați la Oana ce ochi are, și acum, care are și o viață, da? Eu cred că dacă o lași, în fine, să nu mai zic asta. Okay. Da, și sunt alții. Deci Meryl Streep pentru mine este un model și ca... Ca și prezență, ca și atitudine, tot, ca și... Și uite și dintre bărbați, îți spun Paul Newman, care a fost și frumos și carismatic și sexos. Și l-am văzut pe ultimii ani bătrân, nu și-a făcut nimic, că și ăștia se fac, doar știți. Uh-huh. Da. Unii își fac în niște limite și devin în continuare agreabili, iar alții să dai să fugi. Cum e domnul Putin, care nu, e un alt fel de actor. Da, mă uit la el, nu știu, mă supără la ochi. Voi ați văzut ce pomeți are? Ochii cum îi sunt duși așa ca la mongoloiți? Da, mă rog, dacă... fătuitorii, esteticienii de acolo așa au considerat să-l facă pe țarul lor, e foarte bine. Ei, și totuși este
ales, este promovat, reprezintă un model de masculinitate care cu siguranță este acceptat de către unii. Este, da. Da. Apropo că și frumusețea, da, prin ochii mei, de exemplu acela, prin ochii mei te văd foarte frumos sau foarte frumos. Păi, nu-i frumos ce e frumos, e frumos ce îmi place mie. Exact. Da, capitolul de frumos e, eu zic că e la baza lumii. Și pe care toți artiștii și... au căutat-o și au transpus-o prin toate operele lor de artă. Da, m-am lăsat inspirată și mi-a venit în minte actrița Jane Fonda în Statele Unite, da. Când vorbea doamna Nelly acum când comunicații, m-am întrebat așa pentru o secundă, oare de ce, ca să-mi dau seama exact de ce tocmai ea mi-a venit în minte și realizez că îi apreciez, îi admir frumusețea fizică și modul cum a înaintat în vârstă, faptul că mie, cel puțin, mi se pare că a încercat să se mențină, să-și mențină o anumită calitate a vieții și statusul și mental și probabil că și la nivel de sănătate fizică. Mai apreciez faptul că nu am sesizat exagerări în operațiile estetice sau știu ceva din această direcție, în plus personalitatea, apropo de ce este frumos și ce ne mai ajută, atitudinea, personalitatea, modul cum joacă, eu știu, rolurile care i s-au atribuit, mie mi s-a părut că i s-au potrivit de mănușă. Și o găsesc un model autentică. Bravo, da, faptul că o găsesc, o simt autentică și curajoasă. Una e să fii frumos și să stai chircici, să așa, poate nici nu realizezi că ești frumos, că ești mai puțin frumos. Și nu știi să, ca pe o roche, dacă nu știi să o porți, da, poate să fie de oriunde. Așa este și cu autenticitatea sau cu frumusețea fizică. Poate sunt oameni mai puțin drăguți, dacă stăm să ne luăm după anumite norme ale frumuseții la nivel global, dar știu să se poarte. Și îmi vine în minte acum, apropo de a ști să te porți, cât de mult înseamnă zâmbetul și râsul la o femeie, mai ales. Exact, ai punctat. La o femeie și inclusiv în relațiile de iubire, când femeile zic, doamne, dacă nu mă face să râd, eu nu pot să-mi creez o asemenea relație, nu pot să stau, trebuie să râdem, să ne distrăm, să fie amuzant. Nu ar fi acum toți bărbați amuzanți, dar acolo puțin efort. Și atunci, chiar și dacă te știi mai puțin drăguță, nu știu cine aș fi putut să-ți spună asta, dar să spunem că o gândești, poți să vii cu un zâmbet, poți să-ți afișezi un zâmbet, tenul curat, care înseamnă foarte mult, nu este o exagerare. Un păr proaspăt, frumos, aranjat în funcție de trăsăturile feței, nu? Și trăsăturile naturale ale fizicului tău. O haină bine așezată, care se potrivească corpul. Și poți să ieși din casă, o cămașă albă, un pantalon, dacă și-a ieșit și zâmbetul la tine. Degeaba te machiezi exagerat sau să faci nu știu câte operații, dacă ești bosă, umflată, tristă, anxioasă, deci toate duse la extrem, supărată, cu bârfa la buzunar, da? Pentru că și caracterul se vede pe față, da? Și multe, apropo de ce cărăm sufletește și bogăția, dacă există sufletească sau nu, ele se transpun fizic și sunt mai mulți oameni decât ne-am putea imagina care ne simt. Ai spus asta mai devreme, legat de am simțit ca acea persoană și m-am îndepărtat. Pentru că ne simțim foarte bine și foarte ușor pe alții, mai mult decât ne putem imagina. Astfel că parte din frumusețe face și energia noastră, vibe-ul nostru, da? Spiritul nostru, întreaga noastră ființă pe toate planurile ei. Se vede, se simte, te creează, te schimbă, te urâțește, te smochinește, te înfrumusețează. E deloc surprinzător că unele femei parcă cu vârsta au înflorit. Parcă sunt veșnic tineri, așa, sunt mai frumoase acceptă, ca la 20 de ani. Acceptă, da. Sunt active. S-au maturizat. Păi nu, eu îți spun acum, deci da. Din proprie experiență, calupul ăla de ani s-a mărit la mine, nu știu la voi cum e, de când m-am dus la psihologie și mai câteodată dădeam să mă supăr așa pe mine și au trecut și vai ce fac, adică sperietura de bătrânețe. Nu-mi place cuvântul bătrânețe pentru că este urățit de oameni. Când zici că bătrânețe, deja o grămadă, boli, zile, așa. Nu, și am zis, nu, stai puțin, ia, acceptă. Și am început să învăț, nu pot să mai fac niște lucruri pe care le făceam acum 30 de ani sau nu-mi ies la fel. Nu-i nimic, facem altceva și facem altceva și facem altceva.
și am ajuns la linie de echilibru, de armonie cu mine, cu viața, da? Nu mă, că oricând poți să cineva, nu știu cine, poate să stingă becul, ăsta e valabil pentru oricine și oricând, și atunci tot înainte. Și mi-am propus și lucrez și am cliente dragi și am comunicare cu ele și am zis eu când o fi să plec de aici, așa mă fac un turbion și așa. Dar dincolo de toate poveștile astea, de aceste stereotipuri, iar din experiența mea vă spun de femei, oameni, că vin și bărbați care mi-intră în cabinet, oameni normali, oameni care duc o viață echilibrată, cu un venit mediu, oameni frumoși care au grijă de ei. Vin și la cosmetică, dar le aud pe femei, cum îmi spun. Îmi fac singură manicura, că n-am probleme. Mi-am cumpărat vopsea de sprâncene, îmi pun eu pe sprâncene. Mă duc și la coafor, dar fiindcă n-am timp sau trebuie să cumpăr la copil, nu știu ce, îmi fac eu părul. Ce știu de la tine? Niște măști. Eu o grămadă de ani am colaborat cu Delia Știe, era copilă. Înscriam eu la Formula As, dădeam sfaturi. Și a zis, am și acum tăieturile din Formula As și îmi fac de acolo și cremuță, cum ai zis, și măscuță și așa. Și când le vezi, sunt scoase din cutie și miros a frumos, autentic, aproaspăt. După un astfel de gen de frumos, îmi intră o doamnă frumoasă, liftingită, operată, parfumată. N-am nimic cu ea, dar mie miroase artificial. Poate eu sunt defectă, că eu am rămas tot copilul mamei venit de la țară, chiar dacă am trăit în București și am văzut atâtea. Adică eu mă simt în interiorul meu un om adevărat, simplu, frumos, autentic. Cam așa. Până acum am auzit legat de frumusețe, am auzit despre a avea grijă de tine, a avea un echilibru, o armonie interioară, a te cunoaște pe tine, a te accepta, a avea încredere în tine. N-am prea auzit că trebuie să am nasul într-un anumit fel, că trebuie să am talia într-un anumit fel. Am auzit despre naturalețe și am auzit despre autenticitate. Și eu tind, adică simt oamenii pe oamenii autentici, îi simt într-adevăr extraordinar de frumoși, extraordinar de luminoși și care pot să umple o încăpere imensă. Voi ce ați fost învățate când erați mici despre frumusețe? Autenticitatea, ce m-a învățat mama voastră, datul vostru despre frumusețe ceva? Mama mea, da. O femeie simplă. Nu știu dacă m-a învățat, n-am avut cu ea dialoguri, dar avea un simț al esteticului, al frumosului. Totdeauna și eu și sora mea eram îmbrăcate foarte frumos. Nu știu de unde știa, unde găsea magazine cu metraje. Mergea la croitoreasă. A zis, nu mai îmi place asta, nu. Mergem, am găsit pe strada cu tare alta. Și ne făcea rochițe, hăinuțe, paltonașe. Eu am crescut, mi se spunea că, zice, ai crescut cât o beldie. Știi ce e beldia? E prăjina aia cu care se ridică rufele la curte. În generația mea eram foarte înaltă și îmi crescuse și piciorul. Și tot ce îmi cumpăram nu-mi venea bine. Mama a zis, am găsit un centru de comandă, mergem și facem de comandă. An de zile după îmi făcea pantofi de comandă. Când am terminat liceul pentru bacalaureat, pentru banchet, a zis, știu eu undeva unde să mergem, să mi-a cumpărat un voal foarte frumos și a știut și cine, o vecină care avea o fată care lucra la casa de mode. Deci, în timp, după ce au trecut ani, am zis, doamne, mama, femeia asta simplă, care lucra într-o pivniță alcool, la vin alcool, umbla în halat de doc și cu cizme de cauciuc, între bărbați lucra, între bețivani. De unde avea mama acest simț estetic? Îl avea născut, da? Nu mai zic de curățenie și de aranjat. Și ea mergea, nu avea, stăteam la curte, la Mahala, ne spălam la Lighean, la Albie, WC-ul în fundul curții, și ea cu tata, odată la două săptămâni, se duceau la Baia Centrală, care știți unde era? La arhitectura, acolo unde e fântâna arteziană. Ne-au dus și pe noi. Și stăteau acolo câte trei sferturi de zi și ne veneau alți părinți, tunși, cu permanent, mama cu sprâncene făcute, cu acolo m-am dus și am cunoscut prima cosmeticiană,
Ziceai că e doamna aia cu căței mulți din Cruella. M-am speriat, avea un păr lung negru, vopsită, buzele cu roșu din ăla tare și niște unghii mari roșii. M-am dus și am dus o prietenă de-a mea de epilat-o. A epilat-o, după ce a epilat-o, a șters-o cu benzină, de mergea acolo, mirosea acolo. Pe mine m-a speriat, m-a îngrozit treaba. Dar dincolo de asta erau ca un fel de spa cu ghilimenele de rigoare, cabină specială cu aburi, cu de toate, da? Acolo mergeau părinții mei. Eu zic că era un simț al esteticului, al frumosului, al autenticului. Da, și tot. Eu cred că te-a urmărit imaginea acestei Cruella. Apropo de, eu vreau spre naturală. Da, nu știu, dar mi-a rămas așa. Dar n-am știut niciodată că o să fac meseria asta atunci și chiar m-am spăimântat. Da. Ne învățat să fim cu minți. Apropo de machiaj, am început de mică să mă fac la ochi cu dermatograf, nu știu voi. La voi machiajul a apărut deja foarte complex, nu complex, cu toată paleta asta. Nu era, avem de unde să alegem. Avem. Așa. Și atunci și a zis, mamă, nu zic să nu te dai, dai ochi așa de frumos și îți bazi negreala aia în ochi. Nu crezi că o să-ți dăuneze? Atât mi-a zis. Mm-hmm. Da. Să realizezi adevărata frumusețe și valoare preluată și primită într-adevăr în ani, cât am putut eu să primești, cât am putut să înțeleg odată cu vârsta, din partea lor. Și primele lucruri care îmi vin în minte sunt legate inclusiv de vestimentație. Am fost crescută de așa natură încât atunci când pot și am buget, să-mi cumpăr mai puțin, dar bun. Să nu-mi bat niciodată joc, nici de bani, nici de mine. Pentru că, într-adevăr, imaginea poate conta. Și atunci mi-au spus, mai bine, mai puțin, dar bun. Relativ la machiaj, la fel, s-a mers pe o linie naturală. Am crescut într-o familie unde am fost încurajată că sunt frumoasă așa cum sunt. Și în paralel, părinții mei s-au asigurat că voi fi o fată deșteaptă, cu studii. Adina, tu ești deșteaptă, tu ești deșteaptă. Și atunci s-a punctat foarte mult acest aspect al, nu știu dacă să spun, al părții cognitive, dar al studiilor, a școlii și a un drum al învățatului pe care la un moment dat să-mi găsesc calea. Care îți oferă foarte multe oportunități în viață. Da, îți oferă foarte multe oportunități de așa natură încât să nu-mi folosesc fizicul sau tinerețea în cazul în care apar asemenea situații sau ocazii în care să te lauzi sau să te mulțumești doar cu aspectul fizic, să poți să fii și cu altceva atât în viața ta, cât și în viața altora la nivel de plus valoare. De asemenea, mi-aduc aminte că mama mereu îmi spunea și ne spunea că suntem două surori. Este foarte important să ieșim pieptănate din casă. Că este foarte important să fim curate și cu zâmbetul la noi întotdeauna. Ne povestea că ea, atunci când era tânără, se asigura că întotdeauna are manicura făcută, un ten curat, mascara, ce exista pe acea vreme, tușul, se purta foarte mult tușul în 1960-1970, eyelinerul, și spunea, uite, simplu și frumos, tu ce ai frumos? Ochii sau buzele sau părul, avea un păr lung și bogat, negru, dar nu tăciune. Așa, și că ne arăta, nu neapărat că se dădea model, dar ne arăta, spunea, uite, eu am părul lung sau l-am bogat, am ochii așa, îmi folosesc tușul așa. Întotdeauna să vă găsiți oportunitățile să evidențiați calitățile voastre fizice și sufletești. Altă lecție importantă, mă bucur că mi-am adus aminte. Eu zic că face parte tot din frumusețea vieții și frumusețea oamenilor și alegerilor pe care avem ocazia să le luăm. Ne-a spus așa, întotdeauna să vă alegeți oameni de calitate, cu caracter. Nu căutați să vă uitați la partea materială, la bani, la mașini, la ce-o fi. Pentru că aveți nevoie în viață de oameni care să vă inspire și cu care puteți construi. Și inclusiv mașinile. Tot cu da. Da, exact. Dar oameni care să poți construi. Oameni care te ridică, da? Sau măcar la același nivel cu tine. Eu consider că este tot o lecție a frumuseții, poate a frumuseții, ce consider eu că face parte din frumusețea mea interioară. Și atunci m-a ajutat de-a lungul vieții să iau anumite decizii.
vis-a-vis de caracterele anumitor oameni. Cum să, de ce anume să mă înconjor? Ce înseamnă frumusețea pentru mine? De ce anume aș putea să mă înconjor? Ne-a învățat să ne organizăm, să ne ținem casa cu strictul necesar, să nu lipsească plantele. Iarăși, trăim într-o lume unde s-a făcut trecerea de-a lungul timpului de la natură, cum spunea și doamna Nelly mai devreme, tot ce ne oferă natura, la beton. Și atunci am ajuns blocuri betonate, case tot așa. Și oamenii văzând că suferă și că trec prin depresie și anxietăți, ce au făcut? S-au reîntors către ce e frumos pentru mine, mie ce îmi place. Și am început căutările, ne ducem la cosmetică, ne luăm flori în casă, încercăm să ne aranjăm, mai punem culori, verzi, pentru că natura nu mai este atât de aproape. Și dacă ne uităm în natură, acolo vedem această frumusețe și cred că niciun copac, nicio plantă nu se uită la el, la ea și zice, aoleu, e ceva strâmb, e scoarța, uite ce culoare are față geometria de acelălalt. Geometria naturală a naturii, care ne și inspiră inclusiv în arhitectură. Vă mulțumesc tare mult, ne-am apropiat de final. Vă mulțumesc pentru poveștile frumoase și că ne-ați bucurat cu ele în această emisiune. Vă mai aștept cu mare, mare drag și data viitoare. Să înțelegem cu toții și noi de aici și cei care o să ne vadă. Starea de bine înăuntru o găsim. Acolo trebuie scormonit, crescută, înflorită și cu ea afară în lume. Subscriu, așa este. Vă mulțumesc și vouă tuturor celor care ne-ați urmărit până acum. Vă invităm să vă abonați la revista Psihologie, unde veți găsi multe alte subiecte interesante. Pe curând!